Problema e următoarea. Deci Pavel ajunge acolo, nu știm când, luni, marți, când o fi ajuns, că spune în versetul 12, în cetatea aceasta am stat câteva zile. Până când? Până în versetul 13, când în ziua sabatului, eu aș spune că era o influență iudaică aici, greu de crezut că romanii, erau câteva femei dintre, din colonia asta romană, niște femei ale grecilor, care țineau sabatul. De unde știau ele să țină sabatul? Mă înțelegeți ce zic? Deci el stă câteva zile și în ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății. Este un obicei al Pavel, al lui Pavel, ca să iasă în ziua sabatului și să se ducă la sinagogă sau în locuri în care potențial se puteau strânge credincioșii. De ce? Pentru că misiunea lui Pavel, cum am spus inițial, iudeii aveau prioritate. Probabil că aici nu era sinagogă. De asta s-a dus unde credea că se afla un loc de rugăciune. Un loc de rugăciune a păgânilor în ziua sabatului? Puțin probabil. Deci un loc de rugăciune, cred eu, a unor credincioși. Credincioși, evident, nu creștini, ci credincioși după, dacă ar fi, poate ar fi mai corect, prozeliți sau oameni temători de Dumnezeu, oameni care au aderat la religia monoteistă, da? Deci pentru mine e puțin probabil ca niște greci dintr-o colonie romană, niște femei, să se întâlnească în ziua sabatului după obiceiul evreilor, să se închine zeilor și Pavel să duce să-i caute, pentru mine puțin probabil asta. Deci cel mai probabil erau niște oameni care aveau tangență deja cu religia iudaică, care se întâlneau în ziua sabatului în ceea ce părea să fie un loc de rugăciune. Am șezut jos, apropo de poziția în care se predica atunci, așa se vorbea și în sinagogă, și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. De ce se ducea Pavel în... Aici e o problemă, o discuție cu adventiștii. De ce se ducea Pavel? Că zice, Pavel o respecta ziua sabatului. Era creștin Pavel, da? Nu era iudeu acum, era creștin, nu era după religia iudaică. Era creștin și uite că Pavel nu iasă duminica. Atunci erau mai mulți. Și se duce în ziua sabatului. De ce? Evident, nu că atunci erau mai mulți în ziua sabatului. Duminică nu era nimeni. Deci duminică nu se strângea nimeni. A fost adventism. Sâmbăta era singura zi în care îi găsea la oaltă. Restul își vedeau de treburile lor. Vorbim de prozeliți sau oameni temători de Dumnezeu sau iudei. Ei sâmbăta se strângeau. În sabat. Dacă vrei să evanghelizezi, când îi găseai pe tăți la oaltă? Sâmbăta. Dacă erai și iudeu tu, dar creștin acum și aveai Evanghelia, cea mai bună oportunitate era să te duci sâmbăta în sinagogă sau într-un loc de rugăciune, îi găsești pe toți la oaltă și le predici Evanghelia tuturor. Ăsta e motivul pentru care Pavel se ducea în sabat. Nu pentru că Pavel ținea sabatul. Pavel nu mai are nicio preocupare teologică, practic, pentru sabat, decât una de slujire. Același motiv pentru care l-a tăiat împrejur pe Timotei, adică pentru a-și face slujirea, este același motiv pentru care Pavel se ducea în ziua sabatului. Ca să-și facă slujirea. Da? Deci despre asta este vorba. Și clar, când se descrie în versetul 14, una din ele, din aceste femei, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, foarte interesant că ea era aici în Filip. Nu știu, era cu afacerea ei sau cu ce era aici, vindea purpură, trebuie să fi fost asta o femeie bogată. Era o femeie temătoare de Dumnezeu. Asta nu este o expresie folosită pentru păgâni, ci este folosită o expresie pentru prozeliți, pentru cei care aderau la religia iudaică, care se spune în unele comentarii care nu aderau total la tot sistemul iudaic, nici nu prea aveai cum dacă erai într-o colonie romană. Din câte se pare aici, nici nu erau bărbați. Da? Deci nici nu puteai să aderi la toate obiceiurile lor și așa mai departe. Dacă nu aveai templu, nu aveai... E clar, mai ales dacă nu aveai sinagogă. Este o femeie temătoare de Dumnezeu. Deci ține, cel puțin într-un fel, religia iudaică. Și ajungem la întrebarea care s-a pus mai înainte. De ce sau dacă Domnul i-a deschis inima numai ei, nu? Ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Deci avem o succesiune. Hai să subliniem numai succesiunea și după aia să spună frații. Avem o succesiune de evenimente aici. În ziua sabatului și femeia aceasta se afla într-un loc de rugăciune strânsă cu alte femei. Am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Asta e primul lucru. Al doilea lucru pe care îl spune este că era o femeie temătoare de Dumnezeu. 3. Că asculta. 4. Este o intervenție a lui Dumnezeu acum. I-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Deci ea a luat aminte la ce a spus Pavel, da? Bun. După ce a fost botezată, ca semn că ea a luat aminte și a ascultat și a crezut ce a spus Pavel, dar nu boteza Pavel, pe o păgână care nu credea nimic din ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei
Da? Deci ea pare să fi fost împreună acolo. Nu știm. Temporar, mutată total acolo, nu știm. Dar a fost botezată, ea și casa ei este cu casa ei acolo. Ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, i-a devenit între timp credincioasă Domnului. Înțeleg eu. Acum, într-un sens, era credincioasă Domnului și înainte că era femeie temătoare de Dumnezeu, în felul iudaismului. Noi trebuie să avem foarte mare grijă să nu confundăm două lucruri. Că există o credință legitimă iudaică în vremea vechiului legământ pe care Dumnezeu a accepta. Da? Înțelegem lucrul ăsta? Până să vină Domnul Iisus, să fie jertfa Lui, să predice Evanghelia și așa mai departe. Există religia iudaică acceptată, învățată, lăsată de Dumnezeu pe paginile Sfintei Scripturi, pe care evreii trebuiau să o accepte. Și au fost evrei în religia lor mântuiți. E foarte clar lucrul ăsta. Și prozeliți dintre neamuri care aderau la iudaism într-un mod sincer, care aveau credință în Dumnezeu și acceptau revelația Vechiului Testament și erau mântuiți. Asta e un lucru. Motiv pentru care Pavel se duce în sinagogi ca să-i strângă pe ăștia autentici. Că erau și evrei care erau spurcați și răi și care pretindeau că oamenii lui Dumnezeu și credincioși care nu erau. Și ei își arată lucrul acesta când Pavel le predică Evanghelia și ei vor să-l omoare, îl persecută, îl urmăresc, da? Să războiesc cu el și așa mai departe. Dar există o credință autentică în iudaism, da? Care se baza pe revelația pe care Dumnezeu a lăsat-o până atunci. Acum Pavel se duce să-i strângă pe oamenii ăștia care erau autentici, da? Care erau autentici. Cel puțin așa înțeleg eu din Sfânta Scriptură. Evident că între ei erau oameni care nu erau născuți din nou, nu îl cunoșteau pe Dumnezeu, ți deau numai tradițiile. Și Pavel le predică Evanghelia și atunci sunt mântuiți, atunci sunt născuți din nou. Pentru mine, cel puțin pentru mine, mie este greu la citirea Sfintei Scripturi să fac distinția precisă între oameni care, domnule, ăsta era un evreu autentic, iubitor de Dumnezeu, care acum află Evanghelia și crede în Domnul Iisus, sau ăsta era un iudeu numai cu numele așa, cu religia și el acum este prima dată, acum devine prima dată credincios în Dumnezeu, crede în Dumnezeu și în Domnul Iisus și este născut din nou. Eu nu pot să fac distinția, să zic clar în fiecare pasaj. De exemplu, în cazul lui Lidia. Lidia este o credincioasă în felul Vechiului Testament acceptată de Dumnezeu și acum află Evanghelia și crede și în Domnul Iisus? Sau ea este doar o prozelită din asta care aderă și ea la religia iudaică, dar ea nu e născută din nou, nu e îndreptățită. E o păgână, dar care și ea acceptă pe Dumnezeu Vechiului Testament și acum e născută din nou, prima dată. Mi-e greu să trag o linie de demarcație clară și să fiu foarte ferm în privința asta, mie personal. E foarte interesant că și noi avem oameni care, eu am auzit credincioși care spun, băi, un om care se teme de Dumnezeu. Eu nu am așa credincios în felul lui. Ați auzit, ți-ai spus, Pavel nu se mulțumește că e credincios în felul lui. Ia auziți ce spune. Am găsit o femeie temătoare de Dumnezeu. Nu i-a zis, tu stai liniștită, că tu ești o credincioasă în felul tău. Ci zice și ea asculta pe Pavel care vorbea. Deci avem o predicare a Evangheliei. Domnul i-a deschis inima. Când i-a deschis Domnul inima? În timp ce ea asculta și Pavel predica. Deci asta e mântuirea foarte simplu descrisă aici. Pavel predică, Dumnezeu deschide inima, Pavel nu poate să-i deschide inima. Dumnezeu îi deschide inima. Treaba mea nu să deschid inima cuiva, că nu pot. Treaba lui Dumnezeu să deschide inima. Deci slujitorul își face treaba lui, predică, Dumnezeu deschide inima ca să ia aminte. Cine a luat aminte? Ea a luat aminte. Deci avem trei personaje. Pavel predică, Dumnezeu deschide inima și ea ia aminte. Când spune că ia aminte, nu spune, mi se pare interesant. Faptul că o botează după aceea înseamnă că Pavel nu boteza pe cineva numai așa ca să se afle și el întreabă. Pavel, vă aduceți aminte, în Corint spune, eu am botezat puțin. Pavel nu era el foarte preocupat. Nu boteza așa iurea Pavel, da? Deci Pavel într-un fel o confirmă prin faptul că ia aminte, când găsește expresia a luat aminte la ce spunea Pavel, este o descriere a credinței ei. Deci Domnul îi deschide inima și ea ia aminte. Ea nu lua aminte dacă Domnul nu îi deschidea inima. Da? Deci sunt trei personaje, să zic așa, în narațiunea asta. Pavel, Dumnezeu care intervine și înțeleg eu aici, cunoaște din nou, îi deschide inima. Ea manifestă credință prin faptul că ia aminte la ce spune Pavel, la Evanghelie, că asta predica Pavel. Și noi știm că intrarea, să zicem așa, pe terenul casei lui Dumnezeu sau pe terenul creștin, cum vreți să spuneți dumneavoastră, este prin botez, este botezată ea și casa ei. Asta e ordinea naturală, normală, într-o zonă în care nu existau creștini, erau cel mult, aș spune, cel mult o influență iudaică, dar subțire, că nu par să fie bărbați aici, în sabat, la locul de rugăciune. Deci foarte subțire influență iudaică, care se vede din cauza zilei sabatului și locului de rugăciune. Deci asta este ordinea, da?
Pavel predică, Dumnezeu naște din nou, ea manifestă credința ca urmare a deschiderii inimii de către Dumnezeu și ca o confirmare a acestui lucru, ea este introdusă, să zic așa, în creștinism, prin botezul ei și acasă ei. Și ce înțeleg eu din rugămintea ei este râvna ei pe care o manifestă. Deci deodată are o apreciere pentru oamenii ăștia care i-au adus cea mai grozavă veste. Ăsta e motivul pentru care ea îi vrea în casa ei. Da? Și o femeie care își permitea, pentru că era o afaceristă, din ce se înțelege aici, da? Că vindea purpură. Purpura era un material scump care se făcea bani. Deci ea își permite să mute din Tiatira, să vină aici și să facă afaceri, da? Și ea se pune, eu asta înțeleg aici, se pune la dispoziția Domnului, se cheltuiește. Ea apreciază așa de mult munca pe care fac oamenii ăștia și mesajul pe care l-a adus oamenii ăștia, care e mântuirea ei, da? Cunoașterea Domnului Iisus, cum s-a spus deja, încât ea vrea să se cheltuie. Oamenii ăștia trebuia să facă misiunea cu bani. Nimeni nu-l transporta pe Pavel gratuit și pe ceilalți apostoli. Da? Ăștia trebuiau să-și plătească prețul corăbii și așa mai departe. Mâncarea, găzduirea. Și atunci ea vrea să se pună la dispoziția Domnului cu casa ei, cu banii ei.